Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre vizita președintelui Igor Dodon la Moscova, despre ceea ce urmează să se soluționeze acolo și despre ceea ce așteaptă moldovenii până la urmă de la această vizită. Aceste aspecte ne-am propus să le discutăm împreună cu Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Vitale Catană, analist politic, și Mihai Conțiu, jurnalist. Bună seara! Domnule Mihăieș, haideți să vedem la rece care sunt așteptările de la această vizită. Ce se poate soluționa la Moscova? Sigur că eu am mai spus acest lucru. Vă rog. Președintele Dodon, dat fiind relațiile lui excelente cu unii oficiali de la Moscova, dar și cu oameni din business și din alte domenii din Federația Rusă, ar putea contribui la ceea ce se numește dezghețarea relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă, și anume deblocarea exporturilor moldovenești, legiferarea celor care muncesc în Federația Rusă, circa, nu știu cât sunt ei acolo, 200-300 de mii, poate și mai mulți, ca să aibă acte în regulă, ca să nu fie dați afară nelegitim, ca să nu se le încalce drepturile pe timpul șederii temporare în Federația Rusă, muncitorii moldoveni, care contribuie și ei semnificativ la susținerea familiilor din Republica Moldova, etc. Mă aștept și la discuția privind pachetul transnistrian, care este unul complicat. Reglementarea Comitetului Transnistrian este, de fapt, cred că cea mai importantă, hai să zic așa, problemă care ar trebui să fie pe agenda acestor discuții. Bineînțeles că din prima discuție nu cred că se obțină foarte multe rezultate și nici nu cred că acesta ar fi, să zic eu așa, obiectivul principal. Obiectivul principal este identificarea, în rezolvarea unor discuții, a unor posibile soluții. În același timp, trebuie să înțelegem că Federația Rusă este un... diferendurile care le avem noi cu Federația Rusă, mai ales cu Comitetul Transnistrian, sunt internaționalizate, în formatul 5+2. Și aici, președintele Dodon trebuie să fie foarte atent la liniile roșii care sunt stabilite în formatul 5+2. Este întâmplător sau nu? Comisia Unificată de Control și-a reînceput activitatea chiar săptămâna trecută. Comisia de Control este stabilită conform acordului Yeltsin-Snegur din 92. Din păcate, ea mai este și astăzi funcțional. Este pentru că oamenii care trăiesc în această zonă de conflict, în acest format care se află sub monitorizare a celor trei părți, de păcate le se încalcă drepturile, mai ales cei care, hai să zicem așa, trebuie să legea transnistreană, trebuie să treacă niște posturi mare, trebuie să treacă niște posturi de grăniceri, să prezintă niște documente, li se restricționează uneori și dreptul de circulație, deci sunt multe, multe de discutat. Eu sper că, repet, că se va ține cont de interesul național al Republicii Moldova, de formatul 5+2, ceea ce se discută Transnistria, și se va veni și cu anumite propuneri constructive din partea părții moldovenești. Domnule Catană, prima vizită la Moscova, a doua urmează să fie la Bruxelles. Vi se pare logică această atitudine de a fi bine și cu estul și cu vestul? E posibilă până la urmă? Bine, este opțiunea domnului Dodon. Sigur că e o dogmă, e o axiomă că astăzi trebuie să ai relații bune cu toată lumea. Deci nu încape nicio îndoială. Și chiar dacă vizita ar avea un caracter protocolar, doar e normală, pentru că noi cu Rusia, oricare ar fi gravitatea problemelor, trebuie să avem o comunicare, avem probleme, avem și un contencios serios de rezolvat cu Rusia. Sigur că trebuie să existe un cadru de comunicare cu Rusia, în mod indiscutabil, dincolo de faptul că întotdeauna trebuie să depui eforturi ca să îmbunătățești relațiile cu orice stat, inclusiv cu Rusia. Altceva este că agenda și tonalitatea discuțiilor nu o stabilim noi, ci o stabilește Rusia, este o problemă care nu depinde doar de voința noastră. Iată, de exemplu, domnul Mihaieș a vorbit despre statutul cetățenilor moldoveni. De exemplu, trebuie văzut în ce măsură putem negocia un statut special în condițiile în care Rusia a stabilit reglementări pentru toți migranții care vin în Rusia. Pot moldovenii sau nu pot obține un statut privilegiat în raport cu ceilalți migranți? Problemele economice, iar aici vroiam să ajungem, da, la problemele economice. Această vizită ar însemna redeschiderea pieței de desfacere pentru Republica Moldova, care foarte mult timp a fost așa cum o știm cu toții. Să vedem, domnul Dodon a marșat pe treaba asta și acum este o chestiune de onoare să o obțină dacă a promis.
Și sigur că interesul nostru este ca aceste negocieri să țină cont de ceea ce definim ca fiind interesul național al Republicii Moldova, și aici trebuie să vedem ce vrea Rusia să obțină în schimb. E o problemă de negociere, deci vom vedea ce se va pune pe masa discuțiilor. E clar că anticipând niște lucruri din atitudinile anterioare, avem niște rezerve, avem niște rețineri, să vedem cum vor evolua lucrurile. Eu sper că domnul Dodon, indiferent de opțiuni, va trebui să stea pe ceea ce noi numim interesul național. Ceea ce va obține dincolo de asta este un bonus, pentru că lucrurile astea se fac în baza unor evaluări. Să admitem, de exemplu, că noi la nivel politic rezolvăm problemele cu Rusia și ni se oferă acces liber pe piața rusească. Și eu aici spun stop, dar să vedem, putem noi să intrăm în condițiile actuale, care nu mai sunt aceleași pe care le-am avut acum câțiva ani când am fost de acolo excluși, putem noi să intrăm acolo având în vedere regulile economice stabilite deja? Pentru că vorba e, un loc bun nu rămâne niciodată neocupat. Doar chiar, și repet, chiar dacă se rezolvă, problema se rezolvă din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, nu știu dacă mai putem reveni la aceiași parametri pe care am avut anterior. Și aici sigur că trebuie să facem evaluări, să discutăm, să vedem ce ni se propune, ce se dorește în schimb și ce putem noi să admitem în aceste raporturi. Domnule Conțiu, pe lângă oficialități care urmează să se întâlnească domnul Dodon, va avea o întâlnire și cu conaționalii noștri stabiliți în Federația Rusă. Vreau să aflu de la dumneavoastră în ce măsură acest car va fi mișcat din loc, în ce măsură conaționalii noștri ar putea sugera acele puncte vulnerabile cu care se confruntă zilnic. Noi acum vorbim, nu-i așa, despre prezumții, despre ce bănuim, nu vorbim despre... Dar ținând seamă de faptul că Dodon a avut întâlniri anterioare cu diaspora moldovenească de acolo, eu cunosc cazuri personale ale multor moldoveni care locuiesc acolo, vorbesc de cele cazuri legate de familia mea, sigur că mi se pare că Vitalia a invocat mai devreme, este o obligațiune asumată de către Dodon, care va trebui să vină în întâmpinarea celor care l-au așteptat cu brațele deschise când a făcut aceste promisiuni. Să nu uităm faptul că redeschiderea relațiilor cu Moscova nu presupune să le scoatem desprinzându-le din zona geostrategiei despre care tot se vorbește într-una. În fond, și este vorba de niște e vorba despre exporturile moldovenești, în primul rând, vorbesc de cele majore, dar aici mai este vorba și de moldovenii simpli care își duc ei acolo ceapa, castraveți sau ce mai știu eu ce, care... Asta ar însemna că după această vizită piața se redeschide, ceea ce întrebam și pe domnul Conțiu. Dar eu vorbesc de piața minoră deschisă pentru moldovenii simpli care sunt obișnuiți de zeci de ani, să-și ducă în sacoșă, să-și ducă la nu știu unde, în Rusia, să-și vândă castraveți, bere, pere sau mai știu eu ce. Deci nu vorbim despre firmele care, în urma embargourilor, care, cum să spun, au avut, pot fi încadrate oricum. Și eu mă aștept la asta, pentru că ar putea fi... relația cu întâlnirea cu diaspora și cu asta ar fi... sau succesele întâlnirii cu diaspora ar reprezenta interesele moldovenilor de rând, adică nu a marilor firme. Asta intră în altă categorie, intră în cu tot o altă categorie. Eu aștept cu relativ interes, să zicem, isprăvirea acestei întâlniri și să vedem ce se va întâmpla, pentru că acum să mă
leg de, în timp ce vorbea Roman Mihăie, să mă leg de o chestie și să, să spun că subscriu la ce spuneam mai devreme. Eu cred, sau poate anticipez da, eventuale întrebări pe care le veți formula, faptul că eu la altceva mă aștept de la întâlnirea lui Dodon cu Vladimir Putin. Mă aștept la o nouă reinventare de dincolo de formatul 5+2 a relațiilor cu a rezolvării problemei transnistrene, diferendului transnistrean. Mă aștept la o nouă formulă, la ceva inedit. Eu am bănuiala că s-ar putea să apară ceva. Și nu mă gândesc neapărat la ceea ce ar fi tentat orice analist politic să spună a, federalizare. Nu, mă aștept la o nouă cheie. Pentru că să nu uităm în ce context trăim astăzi și ce se întâmplă pe planetă. Începând din Statele Unite și... Domnule Mihăiș, aici... credeți sau sunteți adeptul federalizării? Rămân la ultima noțiune enunțată de către domnul Conțiu? Eu sunt adeptul regionalizării europene și am lansat în 2003 chiar și un proiect pe tema asta, care l-am elaborat împreună cu câțiva specialiști în drept constituțional. Atunci a fost criticat, pe urmă și Republica Moldova a adoptat un sistem de regionalizare, dar ce e drept nu administrativ, dar de dezvoltare, pentru că sunt două modele mari europene. Este modelul, să zic așa, administrativ. În Spania îl vedem acolo, câteva regiuni autonome foarte puternice. Vedem și modelul românesc, care este un model de dezvoltare nu administrativă pe regiuni, dar de dezvoltare. România are 8 regiuni de dezvoltare. Și vedem că România este un tigru al Europei de Est. Deci, așa cum a spus și președintele Coreei de Sud și mulți alți experți europeni, plus 5-6% anual în PIB este destul de important. Este cea mai mare creștere în ultimii 3 ani. S-a găsit, deci, soluție pentru economia românească, care era în derivă, hai zicem, în 2000. Sau în 2001. Cred că se vă găsesc pe economia moldovenească. Deci este important să găsim soluția, să găsim, din punctul meu de vedere, soluția vine din ceea ce am citit eu și în materialul care domnul Plahotniuc a publicat în Fox News, relații bune cu Estul și cu Vestul, dar nu relații bune cu Rusia, nu în detrimentul integrării europene. Deci asta ar fi formula, să găsim, și așa dacă domnul ar subscrie și el la această teorie, pentru că trebuie să meargă și partidul de guvernământ care este PD-ul și partidul care deține președinția PSRM-ul prin Dodon, care, bineînțeles că s-a dezașat de partid, dar oricum rămâne ca exponent acestui partid, să găsească soluția asta. Cum să facem relații mai bune cu Rusia, dar să nu denunțăm acordul de asociere cu Nicerii Rogozin, înțelegeți? Să nu curcăm noțiunile. Da. Nu cred, convingerea mea este, și dacă citim cu atenție, suntem buni cititori, mesajul lui Vladimir Plahotniuc nu este doctrină, nu este nimic, este destul de confuz în ceea ce privește raporturile cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și cu Rusia. Este destul de confuz, ambigu. Esența este asta. Să păstrăm acordul de asociere, asta spune Plahotniuc, și să îmbunătățim relațiile cu Rusia. Deci eu cred că este un obiectiv care poate fi atins. Mă aștept de la domnul Dodon ca să vină în fața rușilor, cum spune și domnul Conțiu. De ce nu? Cu viziune. Să vină cu o viziune, să le spună rușilor, băi, stimați ruși, uitați-vă, haideți pe Transnistria, vă propunem proiectul, pachetul cutare, să discutăm, pe deblocarea exportului românesc, pachetul cutare. Noi avem, hai să zicem așa, 3 pachete mari de discutat cu Federația Rusă, pardon, 4. Gazele, pentru că este în 5 miliarde de dolari pe care este datoria Transnistriei. Vă rog, spuneți. Avem problema migranților moldoveni, care sunt mulți. Nu putem să neglijăm cifra. Asta este. Avem deblocarea exporturilor moldovești și avem Transnistria. 4 pachete mari de discutat cu Federația Rusă. Ce vreau să spun o chestie. Vă rog, probabil știți cu toții că există anumite proiecte și românești în zona mediului, Ministerului Mediului, de eficientizare a ceea ce ține de malul Prutului. Da. Există atâtea proiecte românești care sunt blocate de cine? Păi, de cine sunt blocate? Dacă există o guvernare condusă, cum știm că este, de ce nu le deblochează pe astea? Inclusiv, vreau să vă spun, inclusiv problema furnizării de gaze către Chișinău nu ține de România, ține de guvernare. Și o spun din o singură, aici, o singură frază aș vrea să vă dau cu domnul Conțiu. Haideți să ascultăm și punctul de vedere al domnului. Sigur, o singură frază. Pe gaze știți foarte bine că Uniunea Europeană cofinanțează un știu, da. Ca să ajungă la acțiune. Deci s-a rezolvat. Domnule Catană, domnul Mihăiș trecea în revistă câteva domenii care urmează să fie discutate. Eu aș mai adăuga la cele menționate
Și aș sublinia în mod special prezența în această delegație Republicii Moldova a bășcanului găgăuzii Irina Vlah. Urmează să fie discutate și anumite aspecte ce țin de găgăuzia, de statutul ei special? Pentru că bănuiesc lucruri întâmplătoare în politică nu sunt. Găgăuzia are un statut special deja, da, reglementat prin lege. Și apropo, nu este unul foarte rău, da, ba dimpotrivă. Eu am fost de câteva ori acolo și s-a discutat într-un context regional și știu, de exemplu, că chiar exista o problemă la un moment dat, că satele limitrofe Găgăuziei, care administrativ sunt în subordinea raioanelor Republicii Moldova, sunt geloase pentru că, din punct de vedere fiscal, economic, Găgăuzia are niște privilegii pe care ei nu le au. Da, da. Și atunci, sigur că noi trebuie, când auzim plângerile și vocile tare suprimate ale prietenilor noștri și conaționalilor noștri găgăuzi, trebuie să filtrăm lucrurile astea, că nu stau chiar atât de rău cum se plâng ei, ba dimpotrivă, stau foarte bine. În ceea ce privește relațiile economice, sigur că legislația iarăși permite acest lucru, Găgăuzia poate valorifica orice oportunitate pentru dezvoltare. Ei, numai că nu prea s-a reușit deocamdată. Deocamdată mai mult vine dinspre Uniunea Europeană și dinspre Turcia mai decât dinspre Rusia. Mai la un moment dat lucrurile ajunsese la un nivel tare hilar, că am înțeles că s-au dus niște tractoare și nu puteau să funcționeze pentru că erau la mâna a doua și lipseau niște piese pe acolo. Nu știu dacă s-a rezolvat, nu s-au mai dat știri pe tema asta. Deci nu există nicio problemă în acest sens. Repet, legislația permite acest lucru. Regiunea Găgăuză beneficiază de toate posibilitățile pentru a se dezvolta. Altceva că lucrurile acestea trebuie văzute în context național și aici trebuie să spunem foarte tranșant și clar, nu putem crea privilegii prea multe sau prea distonante în raport cu ceilalți cetățeni, cu celelalte raioane. Domnul Dodon scria pe rețea de socializare că urmează să se întâlnească și cu Consiliul de Administrare a companiei Gazprom. Asta ar însemna că ne-am putea aștepta la niște facilități sau la o menținere, cel puțin pentru viitorul apropiat a prețului la gaze? Este adevărat că Rusia practică acest lucru, deci pe de o parte prețurile la nivel global în ceea ce privește resursele energetice, dar sigur că ei aplică și un tarif, să-l numim așa, politic. Acum să vedem ce se va întâmpla din treaba asta. Lucrurile sunt mai complicate pentru că Rusia aici are niște strategii pe termen mediu și lung. Să vedem ce are în plan cu noi, pentru că dacă ei se gândesc să dezvolte acel proiect cu Turcia și pe partea cealaltă la nord cu proiectul comun cu Germania sub Marea Baltică, sigur că noi vom avea o problemă în negocieri și atunci va trebui să dovedim un adevărat spectacol de argumente și inteligență în materie. Avem și noi argumentele noastre. Iată, gazoductul Ungheni-Chișinău. Deci putem negocia pe ideea că nu vom depinde în totalitate de Rusia și trebuie să ne pregătim. Repet, Rusia pregătește niște proiecte care vor să excludă dependența de rețelele de tranzit și noi trebuie și la rândul nostru să fim pregătiți pentru așa ceva. Respectiv, iarăși, lucrurile nu trebuie să le privim doar din curtea noastră mică, ci trebuie să le vedem în context regional și să fim capabili să discutăm în acest context. Domnule Conțiu, haideți să vorbim despre Republica Moldova și despre problema transnistreană. Urmează ca să fie identificate acolo un nou mecanism, ceea ce se spunea și acum în studio, un nou format de negociere sau o soluție pentru termen mediu, iarăși nu zic imediata apropiere? Plastic vorbind, cred că se poate născoci orice. Eu cred că reglementarea interminabilului conflict diferent, mă rog, transnistrean,
va intra în cu totul alte dimensiuni de evaluare și de abordare, pentru că eu personal observând tot ce se întâmplă de-a lungul anilor, leneveala, OSCE-ul, ineficiența care a existat tot timpul de aici, din cauza că deja am ajuns la concluzia că există mulți diplomați occidentali, mai cu seamă, mulțumiți de faptul că există un conflict și au protocol de gradul zero că vin să discute. După alegerea de către americani al noului președinte Donald Trump, eu cred că se va rescrie istoria planetei chiar și cred că spre beneficiul nostru, și minteri vor fi și reevaluate formulele de negociere și de, să nu uităm în ce fel privește administrația, viitoarea administrație Trump, relațiile cu Kremlinul și în ce fel a abordat-o Barack Obama. Eu personal salut apariția lui Donald Trump, deși nu am niciun drept și nu pot să mă pronunț acolo în privința asta, dar cred că se vor radicaliza foarte multe lucruri, pentru că avem de-a face cu doi lideri mondiali extrem de pragmatici, Donald Trump și Vladimir Putin. Și lideri care își spun lucrurilor pe nume și iau decizii radicale. În ceea ce privește Moldova, tot timpul am fost convins de faptul, și nu numai eu acum vin în slujba afirmațiilor mele cu cele făcute de analiști politici români serioși, în care soarta Moldovei nu-i decisă, nu este decisă de România sau de mai știu eu cine, curente unioniste, nu, de Statele Unite și Rusia. Și eu cred că trebuie să ne așteptăm la o radicalizare fundamentală a unei noi ordini, a actualei, radicalizarea actualei ordini mondiale. Ordinea mondială, 20. Statele Unite, Federația Rusă, până la urmă sunt cei doi subiecti despre care se tot discută. Păi singurii, noi acum la fel facem speculații, dar este previzibil deja. Există acolo în Statele Unite, există o anumită incertitudine cumva, pentru că să nu uităm cei numiți de administrația Trump. Și mă refer și la serviciile secrete și la cei însărcinați cu relațiile cu exteriorul, care fac declarații aparent contradictorii cu cele ale președintelui care urmează să fie investit pe 20 ianuarie. Dar soarta Republicii Moldova și rezolvarea conflictului transnistrean va depinde foarte mult de ceea ce se va întâmpla după 20 ianuarie. Pentru că Moldova ca țară intră într-un set uitat acolo, uitat, nu, mai îndepărtat de probleme care trebuie să le rezolve deci, Statele Unite cu Rusia. Vă rog, spuneți. Noi avem, sau unii au fixul de a vedea Republica Moldova în contextul doar cu România. Să nu uităm, da, ai de toate. Avem Ucraina alături. Iar Ucraina este un factor mult mai important pentru cancelariile și special pentru Statele Unite, de exemplu. Și sigur că noi trebuie să înțelegem că acolo lucrurile se văd din această perspectivă. Iar noi sigur că nu suntem nici mai importanți decât unii cred, dar nici să ne subestimăm foarte tare. Da, nu, suntem acolo undeva pe hartă și suntem văzuți și sigur că trebuie să avem în vedere... Dar nu pe harta imediat următoare. Ucraina, de exemplu, este o problemă actuală. Deci, astăzi lumea discută despre două conflicte, de exemplu, Ucraina și Siria. Deci sunt pe agenda cancelarilor și sunt tot timpul discutate cu orice ocazie. Iar când se discută despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, trebuie să avem în vedere că suntem și noi acolo alături, pentru că și Republica Moldova în această problemă reprezintă un factor. Ok, replica da, chiar vă rog, spuneți, Gatana, interveniți chiar vă rog. Domnul Conțiu, și este pertinent. Da, conflictul transnistrean există pe harta marilor puteri, domnul Conțiu, aici domnul Catan are dreptate și nu este uitat. Și dovada este 5+2. Cine e 5+2? Sunt marile puteri. Este Statele Unite, chiar dacă este cu tratatul de observator, Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina. Apropo, cine lipsește? Lipsește doar România ca vecin.
Pentru că a fost rusofobia. A fost înlăturat atunci. Pentru că a fost înlăturat pe timpul lui Năstase și nu se știe dacă Năstase a avut un joc comun cu rușii. A fost un joc comun. La subterană. Din informațiile pe care le-am avut eu direct de la sută pe vremuri. Eu nu pun mâna în foc, nu pun mâna în foc, dar ce avem? Avem ceea ce avem. Deci un COVID nereglementat de 25 de ani deja, însă au apărut nuanțe noi. Prima nuanță nouă este, atunci Ucraina era favorabilă cu separatiștilor. Tacit susțineau. Separatismul chiar așa la nivel oficial. Era Ucraina prietenă cu Rusia. Și ambele preteneau împotriva Republicii Moldova. Astăzi, după războiul din Donbass, avem o Ucraina ostilă Rusiei. Rusia nu-și mai poate permite orice în regiunea transnistriană, depinde de Chișinău. Iar Chișinău este foarte atent atunci când vin prin aeroportul Chișinău anumite persoane, unele sunt triate, altora nu se permite să intre în regiunea transnistriană. Deci Chișinău a dobândit deja un prieten în ceea ce ține Ucraina oficială. Și niște pârghii. Foarte corect. Acum Chișinău trebuie să-ți folosească aceste pârghii, pentru că pentru Federația Rusă, Transnistria s-a transformat deja într-o problemă. Pentru că recunoașterea, de exemplu, independenței Transnistriei pe model Abhaz ar veni cu un pachet nou de sancțiuni pentru Federația Rusă din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Acum, chiar dacă a venit Trump în SUA, Trump a spus ieri, am citit foarte atent ce a zis el și în presa americană, și comentatorii americani în special spun că Trump nu poate să scoată sancțiunile Rusiei fără anumite condiții. Și Trump a spus, eu voi discuta cu Vladimir Putin și vă pun niște condiții foarte clare care pot să ducă la excluderea sancțiunilor. Și acolo mai trebuie discutat. Iar în pachetul respectiv, s-a avut în vedere Congresul, pentru că și Congresul este... Deci, să completez ultima fază la acest subiect cu Trump. Da, sunt niște așteptări mari de la vinerea lui Trump. De ce? Pentru că Trump vrea să dezamorseze cu Putin câteva bombe care stau aici în spațiul Europei de Est. Una dintre aceste bombe este conflictul transnistrian care interesează pe noi. Domnule Mihai, sunt și temeri pe tema asta, pentru că se presupune că Trump ar ceda lui Putin pe zona Ucrainei și pe zona Republicii Moldova, adică până la hotarul cu NATO. Ceea ce ar pune în gardă că s-ar face anumite cederi din partea Statelor Unite în interesul Federației Ruse. Eu nu cred că aceste teme au un fundament atât de puternic, pentru că Republica Moldova are ca minimum trei mari aliați. Și vă spun care sunt ei. Uniunea Europeană, pentru că suntem asociați cu Uniunea Europeană și în pachetul de asociere este prevăzută și securitatea și apărarea. Doi, România, să nu uităm că avem un tratat special cu România, pe care România are pârghii de a interveni, dar România, membru UE și NATO, poate spune un cuvânt mai greu acolo, și Statele Unite. Deci trei prieteni mari. Al patrulea prieten, care nu este mare, dar este un prieten, este Ucraina. Hai să zicem, patru prieteni. Federația Rusă nu este un neprieten, dar este... noi avem, cum a spus corect domnul Cădan, un diferent cu Federația Rusă. Asta dar Dodon nu vrea acum să-l transforme Federația Rusă în prieten? Are o șansă. Aici vreau să ajung. Domnul Catana, întrebarea mea era următoarea. Avem președintele țării care are un anumit discurs, avem alianța de guvernământ care are un alt discurs. Întrebarea firească este cum trebuie să fim percepuți noi pe arena politică externă? Care este pârghia sau unde este adevărul până la urmă? Eu am explicat... Da, cum noi trebuie să fim înțeleși de partenerii noștri? Și aceste ocazii au fost foarte multe. Până la urmă, cel care decide este Parlamentul. Deci trebuie să fie foarte clar. Președintele are anumite atribuții și, apropo, sunt reglementate inclusiv în legea cu privire la tratatele internaționale ale Republicii Moldova și unde este expres stabilit, iarăși, foarte limpede că Parlamentul are principalele atribuții. Avem să nu uităm și legea cu privire, de exemplu, în problema transnistreană, legea cu privire la principiile rezolvării conflictului transnistrian, care stabilește foarte clar parametrii din 2005, foarte clar parametrii care trebuie respectați de autoritățile noastre atunci când negociază acest diferent. Deci și domnul Dodon și Parlamentul, sigur că soluția cea mai fericită este ca Parlamentul și președintele să aibă un discurs coordonat, un discurs coroborat, astfel încât el să fie cât mai eficient în atingerea interesului Republicii Moldova. Se poate întâmpla ca domnul Dodon să vină de la Moscova și coaliția de guvernământ să-l critique pentru că unele acțiuni nu le convine? Va trebui văzut. În orice caz, Parlamentul este cel care ratifică sau respinge.
Și în funcție de ce va avea Parlamentul pe masă, va decide ce are de făcut. Dacă domnul Dodon obține o soluție fericită pentru Republica Moldova sau pe, în plan economic, se întâmplă o minunie. Dar există și... vreun dialog între acești două puteri ale statului înainte de, iată, de a merge în această vizită? Era cazul să se așeze la masa de discuție? Din punct de vedere instituțional, ei sunt obligați să comunice. Indiferent de raporturile politice între... De doctrinele. Da. Deci există mecanismul instituțional care le creează posibilitatea de a discuta. Deci nu există nicio problemă în acest sens. Repet, ar fi foarte bine pentru că în fond coordonatele adoptate de părți, ca să mă exprim așa, sunt clare. Și ar fi foarte bine, pornind de la aceste coordonate, să se înțeleagă că e bine de încercat, de atins un consens, să nu se ajungă la situații conflictuale, astfel încât aceste situații conflictuale să fie exploatate împotriva interesului Republicii Moldova. Da, spuneți, după aceea deci, să-l rog pe domnul Concius. Da, am vrut să finalizez intervenția cu Transnistria, pentru că e foarte important. Deci Federația Rusă are două soluții cu Transnistria. Da. Unu, să recunoască independența Transnistriei, am spus că asta ar fi o problemă pentru ei, că vine cu sancțiuni și Putin vrea să, cu orice preț, să scape de aceste sancțiuni, pentru că omoară economia Federației Ruse. Au fost nevoiți să vândă un pachet de la o întreprindere importantă, strategică, cum este Rosneftul, și asta a fost, nu a fost o chestie fericită. Nu mai au bani pentru medicamente, alimente, etc. Deci sancțiunile respective sunt dureroase. Pe de altă parte, există și posibilitatea, și a doua soluție, ca Rusia să contribuie la faptul că această regiune să vină înapoi în teritoriul Republicii Moldova constituțional, dar Rusia pune anumite condiții, să vedem care sunt ele. Din 2003 știm că era memorandumul cu Cozac, federalizarea, chiar confederalizarea. În aceste, Rusia ar putea să meargă, de punct de vedere, la o dezghețare convenitul Transnistrian, încercând, prin alipirea Transnistriei Republica Moldova, să blocheze două mari puncte, da? Prima ar fi integrarea în NATO, să obțină, și a doua, integrarea în Uniunea Europeană. Deci două soluții pentru Rusia. Cum a trebuit văzut iarăși, pentru că, încerc scuze, da. Să nu uităm alt factor, cred eu foarte important, dacă nu cel mai important și ignorat, din păcate, dincolo de partea politică, problema transnistreană, din punctul meu de vedere, în momentul de față, comportă și partea economică și partea socială. Și noi trebuie, noi aici la Chișinău, deja să începem să facem niște calcule, niște evaluări, cam ce ar însemna din acest punct de vedere această reunificare. Ce proiecte trebuie realizate pentru a dacă iarăși admitem că se atinge un acord politic pe tema respectivă. Deci ce ar însemna asta din punct de vedere economic și social? Deci trebuie făcute iarăși evaluări, calcule, pentru că iertați-mă, Doamne ferește, să mai punem și sărăcia lor, care e de, nu știu, de 10 sau 100 de ori mai mare decât a noastră, nu știu dacă ne-ar conveni prea mult în momentul ăsta. Deci aici intervine factorul financiar, dacă vreți, pecuniar, și va trebui, repet, făcute calcule și evaluări, și doi, cine se oferă să suporte aceste cheltuieli. Eu presupun că s-ar putea negocia, de exemplu, cu Uniunea Europeană, dar asta înseamnă că trebuie să accepte Uniunea Europeană sau Statele Unite, iarăși, la masa negocierilor, astfel încât ele să aibă un cuvânt de spus. Domnule Conțiu, trebuie să accepte Uniunea Europeană. Era există, ultima... Există o copilărie politică, vă rog, în Republica Moldova, care se îmbină armonios, cu ghilimele de rigoare, cu interlopismul politic. Vorbim despre integrare europeană de ca și cum, pentru Republica Moldova, de ca și cum asta ar fi posibilă. Știm foarte bine. Republica Moldova, la ora actuală, nu știu, cine mai are relații pe la Bruxelles, pe acolo, pe la structuri, nu la portare de la Bruxelles, știe foarte bine că este o himeră deocamdată. La fel ca și integrarea în NATO, pentru că integrarea Republicii Moldova în NATO este imposibilă. Asta, integrarea în Uniunea Europeană și NATO sunt folosite ca pretexte electorale. O știm foarte bine, deci, doar că nu recunoaștem. Numai că... Scopul final... Da. Care este discutabil, nu știu dacă este o himeră. Integrarea în Uniunea Europeană, NATO, mai rămâne de văzut.
Dar problema este de repere, nu neapărat în sine. Păi dar nu mai lăsa să termin atâta vreme. Și aici aș aduce în discuție același vreme cu România. România, când a intrat Uniunea Europeană, avea produs intern brut la 41%, astăzi este la 57% și se urcă. Haideți să-l ascultăm. Nu, asta înseamnă că nu sunt adeptul integrării europene, dar trebuie să ne referim la realitatea care ne pălmuiește. Integrarea înseamnă un parcurs, că va fi peste parcurs, 10, dar 15 20, 30 ani, dar în schimb să fie și 20. Voi eu, Uniunea Europeană, să avem niște repere foarte clare. Păi dar colosul numit Uniunea Europeană, nu vedeți și voi cum se macerează, cum să zic așa. Da. Observăm foarte bine. Aș vrea și eu să mă automacerez ca și grecii, păi, cu un salariu de 2000 de euro, și de exemplu. Și de pildă. Așa de tare se macerează grecii ăștia, că stau bine, mersi, cu 2000 de euro. Haideți să-l ascultăm pe domnul. Dar să nu uităm. Aici avem de-a face. Aici, păi dar nu, automacerarea, ca să te automacerezi ca grecii, trebuie să fii trăit ca grecii. Dar moldoveanul nu să trăiască așa cum a trăit până acum. Dar nu, este vorba de foarte relaxat. Grecia, este vorba despre altceva. Aici, la ora actuală, avem de-a face cu două structuri în conducerea statului Republica Moldova incompatibile. Vă rog. Igor Dodon, ca președinte, are proiectele și planurile sale. Avem de-a face... Să nu uităm, fiind ales ca președinte, ales în vot popular, avem de-a face cu o guvernare investită în miezul nopții, care are pretenția ca să dicteze, cum spunea Vitali Catană mai devreme, să aprobe, să facă. Nu, da, e de acord. Nu, stai, asta lasă-mă. O spune Constituția. Da, nu știu că o spune Constituția. Constituția. Autoritatea de stat are caracter. Să nu mai speculați pe chestia asta cu guvernul de la miezul nopții. Eu înțeleg înverșunarea ta. Nu, autoritatea are caracter permanent. Și la 3 noaptea, dacă Doamne ferește să întâmple ceva, domnul Dodon trebuie să-și pună pantalonii. Nu, este altceva. Noi tot în termen constituțional, Dodon a fost ales și prin vot popular. Cine a fost ales? Pe când guvernul ăsta a fost investit la miezul nopții, Dodon și-a prezentat în campanie electorală și-a prezentat programul lui prezidențial. Parlamentul a fost acceptat. Premierul Filip nu și-a prezentat nimic. Nu știm ce și-a prezentat. Nu, probabil lejeria de noapte, stimate domn. Dacă nu citiți... Nu, că nu citesc, dar urmăresc chestia asta cu mare atenție. Frumos și citesc programul. Nu, eu nu sunt vorbiți de parcă ați fi angajații lui Pavel. Nu știu cine este angajatul, lui Pavel Filip sau lui Igor Dodon. Nu, dar avem de-a face cu două forme de legitimitate. Nu, una prin fraudă legislativă reprezentată de guvernare și una confirmată de popor. Ați văzut sondajul de astăzi. Sondajul de astăzi l-ați văzut? Da, haideți să-l ascultăm și pe domnul Mihai. Articolul 60, nu, doar o replică scurtă. Articolul 60 din Constituție spune foarte clar: Parlamentul este autoritatea supremă, legislativă și reprezentativă. 2. Articolul 66 din Constituție stabilește atribuțiile, reieșind din acest statut respectiv. Atribuțiile în ceea ce privește politica internă și politica externă. Domnule Catan, atenție, poate ar trebui schimbat Constituția. Nu, guvernul, atenție, este numit după alegerile parlamentare și nu după alegerile prezidențiale, expres stabilit în Constituție. Deci, logica lucrurilor este foarte clară, că domnul Conțiu înțelege în felul lui. Nu și acuză pe alții, dar probabil că el este plătit de Dodon pentru că tot îi acuze pe alții. Aș dori, dar nu mă... Lucrurile sunt foarte clare. Nu, și nu cred clare, că pot fi discutate în felul ăsta. Dar tu ești constituționalist. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Mihăieș. Atunci texte constituționale, nu spun așa. Nu, constituționale. Vă rog, haideți să-l ascultăm și pe colegi. Dacă îmi permiteți, haideți să încercăm totuși să ducem un dialog civilizat pe argumente. Da, vă rog. Domnul Conțiu invocă faptul că domnul Dodon este ales de întregul popor, nimeni nu neagă chestia asta, că nu s-au câștigat un scrutin. Domnul Catan are dreptate când spune că suntem o republică parlamentară. Și mai sunt republice parlamentar prezidențiale. Da. Că nu curat parlamentar, trebuie să admitem chestia asta. E parlamentar tire prezidențial. Numai că președintele Republicii Moldova are niște puternice limitate totuși. Orice ar face... Și este votat
chiar dacă este votat de către popor, în considerație atribuțiilor expres stabilite foarte de Constituție. Corect. Și aici unde vreau să ajung? Ce vreau să ajung? Că domnul Dodon, chiar dacă este ales prin votul popular, cu toate că au fost acolo multe întrebări privind și rezultatele alegerilor și altceva, nu vreau să mă dăcesc în tema asta. Aici nu-i subiectul ăsta. Da. Domnul Dodon nu poate să-și permită să dicteze Parlamentului sau Guvernului un anumit comportament nici pe planul politicii externe, nici pe cele interne. El trebuie să colaboreze. Aici ar fi formula fericită. Ca președintele Dodon fiind ales de popor, să vină să colaboreze cu primul ministru, cu președintele Parlamentului, cu majoritatea parlamentară, pentru că cu toate criticile care se aduc aceste majorități parlamentare, asta este voința deputaților legitim aleși de a se construi majoritatea parlamentară. Și în România, apropo, vreau să vă dau un exemplu. România, membru UE, din cei 500 și ceva deputați care au fost în Parlamentul trecut, 200 au peregrinat în toate partidele. De câte 5 ori, apropo, unii au reușit. Deci, migrația parlamentară este o chestiune normală. Deputatul astăzi este în fracțiune, mâine se duce în alta, draba lui și dreptul lui să o facă. Iar în condițiile Republicii Moldova, ar fi cu totul eronat să încercăm să punem președintele Republicii Moldova deasupra guvernului. Pentru că, cum spunea corect domnul Catan, el are puteri extrem de clar prevăzute în Constituție. Extrem de clar prevăzute. Și aici și referitor la tratatele internaționale la fel. Eu cum văd colaborarea respectivă? Prin dialog, prin consens. Eu știu că au fost câteva întâlniri între domnul președinte Dodon, primul ministru și speakerul Parlamentului, cel puțin două au fost publice. Da, cei care au fost. Eu cred că este loc pentru colaborare între aceste trei rame ale puterii de stat, da? Se așeze la masa de negocieri, se elaboreze. Acum și prin prisma faptului că azi liberale au depus un proiect de hotărâre a Parlamentului ca să-i suspendat președintele, da? Vedeți că președintele cum încearcă să depășească anumite linii roșii, Parlamentul are și reacții. Bineînțeles că mai parlamentar. Hai să vorbim în termeni de bun simț. Vă rog, domnul Cotsu, evită Catană să vorbească că sunt lucrurile așa cum trebuie. Păi, dar pe tine te plătește portarul lui Plahoniuc, de pildă, nu mai haideți să nu ne acuzăm. Nu să vorbim serios cum acuză pe mine. Haideți să vorbim serios. Este vorba de logică elementară. Avem de-a face sau nu astăzi cu o singură persoană aleasă de popor. E vorba de Dodon. Nu are dreptate Catană când spune despre termenii constituționale. Eu am dreptate întotdeauna. Nu, întotdeauna nu are nimeni dreptate. Nici Kant nu a avut dreptate întotdeauna. Și nici Hegel nu a avut dreptate întotdeauna. Nu avem dreptate întotdeauna. Dar vorbim de normele de bun simț. Vorbim de paradoxul în care se află Moldova. Un guvern a votat în miezul nopții și un președinte ales de popor. Ați văzut rezultatele de astăzi? De ce nu comentați rezultatele sondajului de astăzi? Păi așteptările sunt foarte mari. Domnul Guță, aici vreau să spun ceva. Într-adevăr, rezultatele sunt foarte mari. Interesante, nu? A fost Voronin cu o cotă electorală imensă. Aici, dacă îmi permiteți, este un exemplu Voronin în fața lui Dodon. Întotdeauna am spus că domnul Dodon trebuie să învețe pe greșelile Voronin, pentru că Voronin a venit în 2001 cu o strâie mare. În sensul că a fost radical, cu promisiuni foarte mari. Domnule Catan, vreau să vorbim. De asta e bine să ai, nu așa cum înțelege bunul simț Conțiu, dar bunul sens în sens firesc și normal. De exemplu, dacă domnul Dodon obține un rezultat foarte bun pe problema exporturilor, de exemplu, eu nu cred că Parlamentul s-ar împotrivi să colaboreze împreună cu președintele, astfel încât să fie adoptată cea mai bună soluție pentru cetățenii Republicii Moldova. Asta înseamnă un exemplu de bun simț. Da, dumneavoastră vorbiți foarte bine despre această colaborare, dar până la urmă, majoritatea parlamentară, vrem, nu vrem, este controlată? Nu zic eu ce mi-aparține. Mai întâi trebuie să vină președintele de la Moscova cu rezultatele negocierilor și să le propună Parlamentului. Nu cred că putem să discutăm așa ipoteze pe care le propune Conțiu aiurea după o... Ce ipoteze aiurea am prezentat eu? Păi o să vină Dodon de la Moscova. Se vine cu rezultatele după discuții la Moscova. Să propună ce propune și Bruxelles. Și vine în fața Parlamentului dacă are ceva de propus și sigur că se ia de ce își propune. O să propună Dodon când vine de la Moscova exact ce propune și Bruxelles. Lupta anticorupție. Și atunci ce înseamnă? Avem de-a face cu un guvern corupt. Haideți să fim corecți. Dar Parlamentul majoritar. Moscova, îl ascultăm și pe domnul Mihai. Domnul Conțiu, trebuie să fim corecți cu cei care o să ne privească sau ne privesc. Ideea este că Moscova întotdeauna condiționează politic și geopolitic anumite, hai zic așa, ajutoare sau anumite proiecte. Știm, aici, domnul Gătan, atins tema, dar trebuie să o desfășurăm. Rogozin a spus foarte clar. Rusia cere denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană pentru a restabili integral relațiile
și toate domenii cu Republica Moldova. Acum eu spun franc, noi nu putem să ne permitem chestia asta, să rupem relația cu Bruxelles. Și nu putem să ne rupem acordul de asociere. Rogozin a spus-o deschis. Ați citit probabil. Acum eu vreau să spun ceva. Eu mă aștept că domnul Dodon să fie cu rușii cât de sincer. Să spunem, oameni buni, noi nu putem să rupem acordul de asociere cu Uniunea Europeană și de aceea trebuie să dansăm mai departe. Ca să nu aibă rușii cumva impresia că Dodon vrea să rupă relația și că rușii pot forța prin intermediul lui, pentru că este președinte legitim ales, și să forțeze nota. Nu. Noi trebuie să stăm pe ambele picioare. Un picior asta înseamnă relațiile cu Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova, alt picior înseamnă relațiile cu Estul. Nu mai cu Federația. Dar voi este și Kazahstanul, este și Belarusul, este și Ucraina, este și Rusia în pachetul ăsta din Est. Da, dar ce propui tu este ca și cum, domnul Concea, cum, a propus, cum a propus domnul Plahotniuc. Zice, adică un pic măritată, dar un pic și fată mare. Nu, este adevărat. Ba da, nu, cam așa este. Acum vă dau exemplu serbii. Domnul Conțiu, dumneavoastră ați spus că nu citiți limba rusă, citesc eu în limba rusă și văd presa rusă despre Serbia. E logioasă, dar știți că Serbia are un acord de asociere cu Uniunea Europeană și unul de liber schimb cu Federația Rusă. De ce Federația Rusă s-ar opune în cazul Republicii Moldova? Dar eu cred, la acest lucru. Eu cred că Federația Rusă nu are absolut niciun interes ca Republica Moldova să nu-și continue actualul parcurs pro-european, nu intră în contradicție cu relațiile pe care le are în cadrul CSI. De ce? Există și un răspuns relativ vulgar, nu știu. Păi, cu ce bani plătește Republica Moldova datoriile la gaz, așa și mai departe pentru Rusia? Cu bani europeni, nu? Discuții la nivel de piață centrală agricolă. Păi, dar nu... și ce tu ai impus că ești la Academia lui Duca aici? A impus embargo tocmai motivând cu semnarea acordului de asociere. Și să spui că... Acum să spui că Rusia nu știm ce vrea Rusia. Deocamdată luăm de ce s-a întâmplat. Care pragmatism? Rusia a introdus embargo motivând cu faptul că... Domnul Catana, cum poți să spui că nu e adevărat? Știm asta foarte bine. Dar Rusia nu are nevoie altceva. Nu are nevoie să impună Moldovei ruperea definitivă. Păi dacă deja ai impus, una sunt jocurile politice și declarațiile. Deja ai impus. Păi ce, ai impus embargo ăsta, nu sunt declarații. Domnule Catana, domnule Mihăieș, pe ultima sută de metri, mai avem două minute la dispoziție, foarte scurt. Apropo, nu-i convine și domnului Dodon. Eu cred că dacă domnul Dodon scurt negociază acolo, trebuie să pornească de pe pozițiile despre care a vorbit domnul Mihăieș, pentru că în felul ăsta își întărește și el pozițiile de negociere. Exact. Funcție. Pe de altă parte, dacă vine cu mesajul opus, va pierde, pentru că dacă faci promisiuni acolo pe care nu poți să le onorezi în Republica Moldova, degeaba le faci, pentru că cam pierzi în aceste discuții și te pierzi în acest joc între cele două țări. Așa că eu cred că și interesul domnului Dodon ar trebui să fie în sensul în care am vorbit noi aici. Domnilor, invitație, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Cu părere de rău, timpul s-a scurs mult prea repede, multe întrebări au rămas pe din afară, vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. În numele întregii echipe, vă îndemn să rămâneți alături de noi. O seară bună!